Eram asistat cu scârbă, pot să zic, la ceea ce s-a întâmplat la CNA cu postul de televiziune România TV. Toți o să-mi sară în gât și o să-mi sară în cap, mai ales clar neomarxiștii ăștia care sunt, care aparțin de USR, că îl apăr pe Victor Ciutacu datorită prieteniei mele cu el. Dar nu îl apăr datorită prieteniei mele cu el, îl apăr pentru libertatea presei și să nu ne întoarcem în, exact în anii 50. Ce s-a întâmplat el este exact ce au făcut, nu comuniștii, că ăștia sunt comuniștii, bolșevicii. Teoria, nu ești cu mine, ești împotriva mea. Cu închideri, cu arestări, cu ură. Dar nu știu, pe cuvântul meu mă uitam așa, ieri toată ziua, majoritatea lor s-a uitat la acest post, cu câtă ură și cu câtă manipulare. Și, dom'le, zici că toți sunt făcuți de aceeași mamă, dom'le, toți au o ură congenitală, dom'le, nu înțeleg. Adică, bă, parcă n-ar fi oameni, parcă n-ar trăi în țara asta. Cu atâta ură și cu atâta manevră, Toma ăla, cum venise cu psihologul, nu știu dacă ați urmărit sau urmăriți, cum venise cu psihologul care, adică tu l-aduceai într-o comisie să te judece pe ăla care făcuse cerere să fie închis. Adică e o chestie imbecilă, adică tu vrei să mă închizi și tu mă judeci. E normal că mă închizi. Și cum am mințit și bravo Victor Ciutacu, te felicit cum l-ai turnat pe domnul psiholog, că face parte din ONG-ul sau acea al persoana respectivă și cum erau, acum au venit cu șustă. Și ceea ce mi-a întâlnit mie foarte mult chestia că, bine, am umbrit și o misiune, nu e nimic, nimic nu a fost din ceea ce spun, dar cu câtă ură făceau ea și cu două persoane din CNA, care oameni cu cap, oameni care toți sunt împotriva, adică nu sunt, să zici că sunt pro Ciutacu sau postul lui, au spus foarte clar, nu este niciun fel de problemă. După aceea am urmărit aseară, au spus oameni cu carte, oameni care se pricep la drept, care se pricep la CNA, la toate astea, că nu e absolut nimic. Dar ceea ce m-a intrigat iar foarte tare, mă uitam aseară pe toate posturile, niciun alt post de televiziune n-a scos un cuvânt. Ceea ce am văzut, poate, aici greșesc, poate ei au zis și n-am văzut. Dar din punctul meu de vedere ar trebui un front comun al tuturor televiziunilor. Pentru că ei nu înțeleg că se întâmplă exact ca 50. Azi te închid pe tine, mâine te închid pe ălalt, închid pe ălalt, închid pe ălalt. Și chestia să închizi o televiziune într-o țară democratică este inadmisibil. Bă, poate îmi convine, poate nu-mi convine. Și eu mă uit acum, aveam televiziuni la care mă uitam, acum datorită temelor care le-au și care nu mă interesează pentru că nu mai fonfleu și numai astea, nu mai mă uit. Dar nu-i cer închiderea. Chiar când m-au chemat, am și participat la alte emisiuni, nu cu subiectele alea. Adică nu e chestie că dacă eu nu sunt de acord cu o idee, să închid rolul la televiziunea. Fiecare crede ce vrea, pentru că asta înseamnă democrație, fiecare să spună punctul de vedere și să fie o discuție. Nu-mi convine, ți-am băgat pumnul în gură. Dar ce mă intrigă, dom'le, cum au sărit toți, dom'le, toți. Bă, a apărut Pora, nene. M-am căcat pe mine, nene, să apară cu ciocolavul și Pora. Unde ai fost Pora atâția ani? Unde ai stat? Unde ai stat ascuns, bă, toți? Bă, dacă m-au apărut la un semnal, bă, toți, bă, să moară mama mea. Și toți, vorba lui Ciutacu, băi, Nea Toma, păi tu ce parte faci parte? Pe USR, păi totuși tu mă judești pe mine care tot USR-ul a semnat să-mi închizi postul. Bravo, Victor Ciutacu, i-ai făcut varză, cum l-ai găsit pe ăla, nene. Genial. Dar cum au rămas să ia mulți din comisie, că l-au văzut că ăla face parte din ONG-ul lui Toma. Și cum îl prezenta Toma și cum făcea, da, dom'le, dar nu știu, ba știu, ba știu, ba nu știu, ba nu știu ce. Deci o chestie îngrozitoare, dom'le, să închizi un post. Bine, eu știu de ce vor să închidă postul ăsta, dar deocamdată nu mă exprim să nu-mi sară lumea în gât, dar în cap am o idee de ce vor ei să închidă acest post. După aceea, încă o chestie care, bă, eu nu înțeleg, dom'le, eu dacă merg la un ziarist acum sau la un om politic să-l măscăresc, la modul cum l-au măscărit, mai ales era unul cu un pahar în mână. Eu cred că le-am de pe deu. Băi, Victorașe, băi, Victorașe. Nu știu, Victor a avut o mare putere de să
abțină. Eu nu mă abțineam. Bine că nu mă bag în chestia așa, bine că nu sunt ziarist, bine, deci aveam cum să ajung ziarist. Până scriam un articol, să închideam postul. Înțelegi? Dar eu nu mă abțineam. Pe cum fii tu, mă, tu, bă, în fața unei instituții de stat? Bă, dar unde era poliția? Unde era oia care păzesc instituția? Stai, mă, frate, cum vii tu să mi te bați, să mă jignești, să mă înjuri, să-mi faci? Păi nu e, păi dacă eu nu înjur pe unul pe stradă acum, în două secunde cheamă 112 și e tulburarea ordinii publice. La ăștia nu mai e tulburarea ordinii publice, eu nebunesc ce se întâmplă în țara asta, domne. Disperați sunt ăștia, domne. Neomarxiștia sunt disperați, au văzut că au pierdut terenul pe toate părțile. Și acum nu mai știu să facă și au inventat încă o dată să se urce pe o tragedie, cum s-au mai urcat de două ori. Înțelegi? Să-și facă capitalul politic. Nu prea mai ținut. N-a mai ieșit lumea în stradă. Sper din tot sufletul ca românii să se deșteaptă, să se deștepte, să nu mai pună botul la toate vrăjirile astea și la toate manipulările astea împuțite. În nicio țară. A, mai sunt închise televiziune în Moldova, unde e mare democrație, la ucrainieni, unde e mare democrație, a închis toate televiziunile, adică țări democratice, puternice, care sunt apărate de țările democratice. Sunt foarte bine că le apără, că dacă democrație trebuie să le apere, democrație în care nu mișcă nimeni pe stradă, fac ei ce vor. Închid partide, închid alea, închid alea. Nu, domne. Și ceea ce m-a deranjat în poate, domne, pentru că aici trebuia o părerea mea, nu știu, părerea mea, poate eu sunt idiot, părerea mea de bou. Aici trebuia toate televiziune să ia atitudine, domne. Pentru că nu poți să închizi o televiziune că vrei tu. Pentru că e clar, s-a dat un semnal. În clipa când s-a dat un semnal, au apărut aia, tâc, mă uitam pe poze, toți aia care erau prin piață, absolut toți, legați de neomarxiști, au început să sară, să împroaște. Încă o dată, Victore, sunt mândru că sunt prieten cu tine, te-ai comportat, i-ai făcut varză cu carne. În țigănește se poate numi Shahaimas. Te-am pupat și vă pupă toți.